Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia în 1 Corinteni, capitolul 10. O să citesc de la versetul 14 la versetul 22, pagina în Biblie 1120. Pentru cei care aveți Sfânta Scriptură, vă rog să o deschideți la această pagină, iar pentru cei care nu aveți, să urmăriți aceste ecrane monitoare unde se va posta Cuvântul Domnului. Despre cina Domnului este titlul. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israel după trup. Cei ce mănâncă jerfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu? Că un lucru jerfit idolor este ceva? Sau că un idol este ceva? Din potrivă, eu zic că ce jerfez neamurile, jerfez dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor? Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor? Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Vă rog să reocupați locurile. În primul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am întors cu bine acasă. Ne-a păzit Dumnezeu pe drum și vreau să vă aduc salutări din România. O bună parte din timp am petrecut-o și împreună cu tinerii de aici din Biserica Maranata, unde am slujit cu Evanghelia prin diferite localități din România și vreau să le mulțumesc tinerilor că au făcut o treabă foarte bună, s-au comportat creștinește și au învățat mai bine limba română. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Uh, M-am uitat așa peste sală, am văzut aici și pe doamna Diana, care ne-a pus la dispoziție uh, când eram la Cluj apartamentul și vreau să vă mulțumesc public pentru asta. Uh, am locuit acolo pentru câteva zile împreună cu soția și cu fetele, atunci când am fost cu tinerii la Cluj. Ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu atât în orașul Cluj, cât și în localitățile limitrofe, unde am fost și am vestit Evanghelia împreună cu tinerii. Să știți că și tinerii din România cu care ați fost vă transmit salutări. Am înțeles că la dispărțire chiar a plâns unii după alții și ăsta e un semn bun. Poate se leagă ceva. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei, acolo și pe voi aici și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vă aduc salutări și din Detroit, duminica trecută am fost în Detroit la Biserica Aleluia dimineața și apoi la Biserica Betel după masă, unde am slujit prin Harul Domnului și de acolo, frații, vă transmit multe, multe salutări în Domnul. Acum, fiind la momentul acesta al Cinei Domnului, un moment care pentru mine este foarte special. Pentru anumiți teologi și mai ales teologii liberali, Cina Domnului nu este un sacrament, nu este un lucru sacru, ci cina Domnului este un fel de obișnuit normalitatea bisericii. Cum își exprimă ei această credință sau acest crez al lor? Prin faptul că spun, cina Domnului nu are în ea elemente de putere ca să facă ceva. Ci pur și simplu, îi o normalitate, un fel de obligație a bisericii care trebuie să o facă, dar fără efecte. Însă, Apostolul Pavel spune în felul următor. Și prin asta ei compară cu ceea ce spune uh, Moise scrind în Deuteronom, atunci când, de exemplu, uh, o femeie este bănuită de bărbatul ei și acesta devine gelos. Și dacă o bănuiește pe bărbat, ea trebuie să meargă la preot, preotul, îi dă să bea o băutură care conține niște ingrediente, și dacă femeia e vinovată de acel păcat al faptului că nu i-a fost onestă, cinstită soțului, atunci ea va, se va umfla, va ajunge în niște stări, va muri, în sfârșit. Și ei spun că doar nu e așa ca și acea apă sfințită pe care o dădea preotul. Care era acuzată de faptul că nu a fost credincioasă soțului, că, de fapt, cina Domnului nu are niciun efect. Dar aș vrea să vă spun atunci, în 1 Corinteni, capitolul 11, de ce Apostolul Pavel spune în felul următor? De aceea sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Căci cine mănâncă trupul Domnului și sau bea sângele Domnului în chip nevrednic, se face vinovat de ce? De trupul și de sângele Domnului. Acum, luând și comparând aceste versete, are cina Domnului un efect sau nu are? Vom vedea lucrul acesta. Facem cina Domnului, dragii mei, nu pe, ca pe un obișnuit. Cu toate că o facem în mod obișnuit. Dar de fiecare dată la cina Domnului ar trebui să avem o atitudine mai reverențioasă, mai sfântă, mai atentă decât la celelalte slujbe. Și la acelea trebuie să avem atitudini reverențioase. Dar de ce mai diferit decât la celelalte slujbe? Pentru că de câte ori mă uit la cina Domnului, îmi amintesc de cineva care a făcut ceva pentru mine a făcut ceva pentru noi toți. Știți că noi suntem în locul acesta datorită acestei jerfe, datorită cinei Domnului? Știți că noi suntem mântuiți datorită cinei Domnului? De fapt, când stau și mă gândesc, la tot planul de mântuire a lui Dumnezeu se rezumă doar la aceasta, cina Domnului. Și anume la jerfa lui Hristos. Domnul Isus a spus așa, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, ce facem? Vesti moartea Domnului până când? Până va veni El. Și apoi a spus Isus: Să faceți lucrul acesta spre pomenirea sau în amintirea mea. Adică, de câte ori mă întâlnesc la cina Domnului, eu trebuie să mă amintesc de ce sunt unde sunt. De ce am ceea ce am. Și ceea ce am, ceea ce am și sunt ceea ce sunt, nu prin meritele mele ci prin meritele jertfei lui Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cu oarecare timp în urmă, William Bush, un neamț, teolog care a supraviețuit Holocaustului, a fost invitat la New York pentru a ține o conferință oamenilor de culoare. În timp ce era condus în sala de conferință, a văzut statuia unui om alb șocat de acest decor, s-a uitat spre cel care îl conducea spre sala de conferință, care era tot un om de culoare. Și Wilhelm îl întreabă pe acesta: "Cum se face așa ceva? La o conferință a oamenilor de culoare, a negrilor, să apară aici în mijlocul vostru statuia unui om alb? Ce înseamnă asta?" La care omul de culoare ia o poziție solemnă și cu mâna îndreptată spre statuie, spune: El este salvatorul meu. Era vorba de Abraham Lincoln, președintele care a abolit sclavia și pe care oamenii de culoare nu-l vor uita niciodată. Este bine ca să nu uiți niciodată de binefăcătorul tău. Dragii mei, ar trebui fiecare cu inimile îndreptate spre Calvar, să spunem în această zi: Nu voi uita niciodată de ceea ce a făcut binefăcătorul meu. Și acesta este Isus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. În această zi aș vrea să-mi uh, intitulez mesajul Paharul Domnului. Uitați-vă, Apostolul Pavel face o diferență aici și vorbește de cel puțin două pahare. Și el spune așa la un moment dat. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua în parte la masa Domnului și la masa dracilor. Cu alte cuvinte, un creștin nu poate să trăiască într-un amalgam spiritual. Nu poți să fii sfânt în biserică, sau cel puțin să te prefaci sfânt în biserică, și apoi să trăiești în nelegiuire în afara bisericii. Nu poți, nu poți pentru că făcând un amalgam, un amestec de, de aceste desfințenie și nelegiuire, rezultatul nu va fi decât unul monstruos. Este imposibil, spune Pavel, ca să luați parte și la masa Domnului și la masa dracilor. Aici el se referă la faptul că acei creștini din uh, perioada lui uh, participau uneori, conștient sau inconștient, la anumite mâncări care se dădeau și pe care le făceau anumiți oameni bogați în cinstea unor idoli pe care îi venerau. Iar mâncarea aceasta era dată, de obicei am observat și aici în America și și în România, când facem mese de dragoste, vin foarte mulți la mâncare. Și mă tot întreb, mă, parcă ar fi foame în America. Eu mă bucur că vin, să mă înțelegeți greșit. Mă bucur foarte mult că vin oameni. Dar dacă ar fi să facem uh, un lucru la biserică, să săpăm un șan sau ceva, să vezi ce puțin vin. Oamenii mergeau, totdeauna mergeau, le plăceau mesele, le plăcea mâncarea. Și mai luau și din mâncarea asta, care era jerfită idolor. Știți că Apostolul Pavel are chiar o mențiune și spune așa, dacă mergi la masa cuiva și spui că masa asta a fost, mâncarea asta a fost închinată, idolor, ce să faci? Să nu mănânci! Dar dacă nu ți spune că a fost închinată idolor, să ceri binecuvântarea Domnului, n-ai știut, ai mâncat, asta este. Ei, dacă ar fi uh, ca acest text să-l punem în contextul zilelor noastre, ce este un idol azi? Ce spune Apostolul Pavel că ar fi o închinare la idol? Iubirea de bani este o închinare la idol. Păi asta spune Biblia. Cum să-mi dau seama că iubesc banii? Că noi tot zicem, noi nu iubim banii, nu iubim banii, dar muncim pe rupte. Facem business pentru ce? Pentru bani. Cui îți dai timpul mai mult, acela este obiectul, scopul, numește-l cum vrei pe care îl iubești. Când spui că iubești o fată, un băiat când spune că iubește o fată, îi oferă tot timpul ei, face tot posibilul să se întâlnească cu ea. Toți banii care îi cheltuiește, așa, așa, era pe vremea mea, pe vremea asta nu știu, dar toți banii care îi făceai, puțini bani, care dacă mergeai la o cofetărie cu ea, nu o puneai pe ea să plătească, nu? Că era lipsit de maniere. Plăteai tu, că ești gentleman. Faci tot posibilul să-i arăți că o iubești. Pe cine iubești, aceluia ai acorzi timp. Iubești pe Dumnezeu, vii la rugăciune, vii la repetiții, vii la slujbe, pentru că tu prin asta îi arăți că îl iubești pe Dumnezeu. Iubești mai mult banii, oferi mai mult timp banilor, geabului și așa mai departe. Nu este cazul ca să intru mai mult în amănunte, că dumneavoastră sunteți oameni luminați și femei luminate și știm noi bine aceste lucruri. Dumnezeu să ne ajute să le practicăm. Deci iată ce spune, zice, fugiți de închinarea la idori. Dacă trebuie să fug de o închinare la idol, cui trebuie să mă închin? Că omul a fost creat cu dorința de a se închina, de a venera pe cineva. Nu cei din tribul Auca, când i-au găsit misionari americani, se închinau și ei și au zis cum se închinau. Când se închinau, ziceau așa, Tatăl nostru cerule și mama noastră pământule, așa se închinau ei omul are nevoie de, de a se închina, de a recunoaște o superioritate, de a recunoaște și mai ales așa a fost creat, să-l recunoască pe Dumnezeu. Aș vrea să vedem mai multe pahare în Biblie. Există mai multe pahare, despre cel puțin am găsit cinci pahare, poate găsiți mai multe, din care le-am le -am extras din Biblie, dar care nu seamănă niciunul cu paharul despre care vreau să predic, paharul Domnului despre care scrie Apostolul Pavel. Și vom vedea de ce paharul Domnului e diferit de celelalte pahare. Iată, în Genesa capitolul 44, Biblia vorbește despre paharul lui Iosif. Cum să se facă Iosif cunoscut fraților lui? Cum să-l țină pe fratele lui pe care îl iubea foarte mult și care erau de la aceeași mamă, pe Beniamin, cum să-l facă să-l țină lângă el? Și atunci dă ordin vistiernicului, cel care se ocupa cu pusul grâului în saci și care supraveghea, iei paharul meu, cana mea de aur, și o pui în sacul lui Beniamin. Legi sacul la gură și după aceea le dai oamenilor saci cu grâu și nu le iei niciun ban. Îi trimiți spre casă. Și slujitorul împăratului, slujitorul lui Iosif, face tocmai. Numai că odată ce pornesc frații lui Iosif spre casă, îl trimite pe acest supus Iosif și spune, du-te și acum caută paharul. Și la care vei găsi paharul, să-l înapoi, ăla va fi robul meu. Zis și făcut. Știți cu toți istoria biblică, când a văzut Iuda, când a văzut Ruben, când au văzut ceilalți, că Beniamin trebuie să se întoarcă și să devină robul, neștiind că este fratele lor Iosif, s-au pus în genunchi. Iuda a zis, ia pe mine, dumă, vreau să fiu eu, numai lasă-l pe Beniamin să plece. S-au întors toți înapoi și până la urmă l-am numit, dacă vreți, paharul descoperirilor sau reîntâlnirilor cu frații. Dar nu seamănă cu paharul lui Isus. Apoi mai este un al doilea pahar, paharul lui David. În Psalmul 23, versetul 5. Știți ce spune David? Paharul meu este plin de dă peste el. Când vorbim despre viață, dacă vreți, viața noastră e ca un pahar în care noi punem ce punem aia o să avem la urmă. Unii vor să-L pună pe Dumnezeu și lucruri sfinte. Altul pun în paharul vieții păcate și nelegiuiri. În final, paharul acela va da peste el. Și ce va da peste el, e ceea ce ai pus o viață. Că dacă pui o viață neprihănire, sfințenie pe Dumnezeu, te vei bucura. Dar dacă pui altceva, un alt pahar este paharul lui Isus din Getsemani. Matei capitolul 20 de la 20 la 27. Isus Hristos stă de vorbă, la un moment dat vine o mamă la Domnul Isus, mama fiilor lui Zebedei și spune așa Domnului: Doamne, poruncește ca atunci când vei veni în împărăția ta, considerând Mama fiilor lui Zebedei, la fel ca ucenicii, împărăția lui Hristos iminentă atunci, adică scuturarea jugului roman, Isus va fi împăratul lui Israel, la fel ca Solomon de altă dată, iar cei 12 vor fi sfednici împăratului care vor sta cu el la masă și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Poruncește ca atunci când vei fi în împărăția ta să stea un fiu de-al meu la dreapta și celălalt la stânga. Tare mult mi-aș dori să văd fiii mei că stau în stânga și în dreapta ta. O cerință foarte frumoasă a unei mame care își dorește un viitor strălucit pentru copiii ei și nu lângă oricine. Iar Domnul Iisus, ceilalți se tulbură ceilalți ucenici. Nu le convine de cererea acestei mame. Iar cei doi ucenici stau așa, uitându-se unul la celălalt și la Domnul. Domnul se uită la cei doi și le pune următoarea întrebare. Puteți voi să beți paharul care am să-l beau eu? Despre ce pahar vorbește Domnul Isus? Aici nu era paharul Domnului. Era paharul nostru care l-am dat Domnului. Era paharul nelegiuirilor și al păcatelor. Paharul păcatelor întregii lumi. Motirul acesta despre care vorbește profetul, al nelegiuirilor și al păcatelor, în loc să-l bem noi, cum era drept, pentru că Dumnezeu este drept. Dumnezeu, pe lângă faptul că e drept, e bun. Ca să fie satisfăcută dreptatea lui Dumnezeu, cineva trebuia să-l bea. Ori omul, ori chiar însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu a ales ca să bea el acest potir al mâniei. Acest pahar al păcatelor și al nelegiuirilor. Știți cine l-a băut în locul nostru? Domnul Isus Hristos. În grădina Ghețiman, el s-a rugat și a zis, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Mă uit la paharul acesta, e plin de nelegiuiri de păcate, de fără de legi. Eu niciodată nu m-am combinat cu nelegiuirea. Știți că zice profetul Isaia că nu s-a găsit niciun păcat în gura lui. Era sfânt și este sfânt. Cum să beau eu paharul acesta al nelegiuirii? Cum să mă amestec eu sfântul cu păcătosul? Cum să mă amestec eu purul, curatul, cu necuratul. Dar dacă nu se poate și nu există altă cale de a se satisface dreptatea ta, decât prin această modalitate, facă-se voia ta. Și-a luat acest pahar al nelegiuirii, Domnul Iisus Hristos, în locul meu și în locul tău, în locul nostru. Și-a băut aceste nelegiuiri, le-a consumat, ca noi să devenim sfinți. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Apoi Biblia vorbește despre un alt pahar și anume paharul dracilor. 1 Corinteni 10 cu 21 Unde Apostolul Pavel spune Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Știți ce s-a întâmplat la cină în 1 Corinteni 11? Scrie Biblia chiar la început când vorbește despre cina Domnului Apostolul Pavel zice așa la un moment dat Căci unul vine flămând, iar altul este biat. Deci veneau la cina Domnului flămânzi, în sensul că erau și sărași, nici n aveau prea multe, nu, cum avem noi astăzi, mâncare din belșug, iar alții veneau beți. Dați-mi voie să vă spun că alcoolul este condamnat de Biblie. Și unii întreabă, dar ai păcat să bei alcool? Păi pot să arăt multe versete din Biblie unde Biblia spune nu numai că să nu bei, nici să nu te uiți. De exemplu, un proverbe spune nici să nu te uiți la vin cum curge, cum face acele mărgăritare care după ce intră în trupul omului, mușcă ca un basilic. Alcoolul, nu este paharul Domnului. Îi voie să beau bere fără alcool. Îi voie să beau o bere. Da, sunt întrebări care le pun creștinii noștri de data asta, nu istorici, ci evanghelici. Și asta este trist și este dureros. Pentru că Biblia spune, nu vă îmbătați de vin aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plin de Duh. Am avut un unchi care nu era pocăit și îmi pare rău că nu s-a pocăit. Pop Aurel îl chema, locuia în Brașov. L-am întâlnit de două ori în viața mea, pentru că distanța și situațiile era mult mai în vârstă decât mine. Eu cred că atunci când l-am întâlnit, eram copil, el avea undeva pe lângă 60 de ani. Și mi-a spus cum a devenit el dependent de vin. Mi-a spus așa. Tata avea podgorie, adică viță de vie. Se ocupa cu vița de vie, creștea vița de vie și cultiva struguri și apoi cu strugurii am mulți ce să faci. Doar făceam ceva, nu? Și făcea vin. De câte ori tata mă trimitea la demisolul casei, pentru că acolo ținea butoaiele, zicea el, cu vin, întotdeauna mă trimitea să-i aduc o cană cu vin. Dar niciodată nu i-am spus tatei, când mergeam după cana aia de vin, prima dată o beam eu. Și apoi a doua zice, eu aduceam tatălui meu. Și așa am devenit dependent de vin. Că spun unii, dar nu-i păcat să bei un pic, să bei un... Nu, cu primul pahar omul bea vin, dar cu al doilea pahar să știi că vinul îl bea pe om. Ori apostolul spune clar, nu poți bea paharul Domnului și paharul dracilor. De aceea, aș vrea să fim foarte atenți la cina Domnului, mai ales la cina Domnului. Cum ne comportăm cu Dumnezeu, să știți că Dumnezeu vede. Și funcție de asta Dumnezeu răsplătește, răspunde. Iată de ce paharul Domnului este diferit de paharul lui Iosif sau al lui David sau chiar cel din Ghețiman sau paharul dracilor. De ce este diferit paharul Domnului? În primul rând, paharul Domnului este diferit pentru că are o valoare. Valoarea care o dă nu paharul, ci conținutul din pahar. Au fost și sunt biserici care se ceartă pe chestia paharului. Să bem cina Domnului din păhărele sau să bem cina Domnului dintr-un singur pahar? Frați și surori, știți de ce e valoros paharul acesta? Din pricina conținutului. Ce conține paharul? Rodul viței, dar când noi ne rugăm, ce ne rugăm, Doamne! Fă ca acest rod al viței să capete valoarea sângelui tău. El rămâne tot rodul viței, dar Dumnezeu are puterea să-i dea sau să-i considere rodul viței o valoare a sângelui lui Isus Hristos. Atunci când eu rodul viței, eu, eu mă împărtășesc cu sângele Domnului Isus Hristos. Aici, bineînțeles că există două teorii: transubstanțiere și cosubstanțiere. Bisericile istorice spun că transubstanție, cred în transubstanțiere. Ce înseamnă transubstanțiere? Ei cred că atunci când mă rog pentru rodul viței, el er chiar se transformă în sânge. Păi dar eu când îl gust, nu gust sânge. Că sângele, cel puțin, mi-am mi -am gustat sângele așa când m-am înțepat. Și ți-ai gustat și tu poate sângele când erai copil. Ce gustare sângele? E puțin sărat, nu? Deci nu se, nu se, schimbă, el tot rămâne rodul viței. Deci nu e o transubstanțiere, ci cosubstanțiere. Adică rodul viței este rodul viței, dar el capătă valoare de sânge al Domnului nostru Isus Hristos. Prin urmare, paharul acela, în momentul în care ajunge în contact cu sângele Domnului Isus Hristos, el capătă o valoare și se numește Paharul Domnului Isus Hristos. Și acum, să mergem mai departe. Știți că fiecare din noi suntem valoroși? De ce suntem noi valoroși, fiecare din noi? Ce ne dă nouă valoare? Ne dă nouă banul valoare? Faptul că suntem cetățeni americani ne dă valoare? Faptul că avem o casă sau două sau trei, funcție de asta. Avem noi valoare? Faptul că ai diplomă de medic sau diplomă de asistent sau diplomă de, nu știu, general contractor sau orice, asta ne dă valoare. Păi ce se face atunci cel care e în pensie? Mai are vreo valoare? Ce fac cei care, eu știu, n-au diplome, mai au valoare? Ce ne dă nouă valoare? Faptul că vorbesc bine sau nu engleza sau româna îmi dă valoare. Faptul că ești păstor, faptul că ești din comitet, faptul că asta i valoare. Nu, frați și surori. Ce ne dă nouă valoare? De ce suntem noi valoroși? Iată ce spune în 1 Corinteni 3, cap capitolul 3, versetul 16. Și dacă vreți, vă rog chiar să afișați. 1 Corinteni, capitolul 3, spune în felul următor, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în? Zice stare! În voi, dacă locuiește în noi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, că și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. De ce am eu valoare? Că Dumnezeu a pus în mine o valoare. Fără această valoare Dumnezească eu n-am nicio valoare. Știi cât valorează omul? Trupul omului, 30 de dolari. După știința actuală, trupul omului, toate mineralele și tot ceea ce există în om, 30 de dolari valorează. Fosfor, cât pot să facă, nu știu câte cutii de chibrite. Fier, cât să facă un cui. Ce mai? Magneziu. Câte minerale le are trupul acesta? Toate minerale luate de oameni de știință, puse împreună în prețul de azi, valorează 30 de dolari. Atâta valorezi tu. Și pe ăștia 30 de dolari, atâta îl îmbrăcăm, atâta îl ducem în vacanță, atâta facem cu el, orice. Păi 30 de dolari, e valoare 30 de dolari, e mult 30 de dolari. E mult când nu-i ai. Dar nu-i valoare mare 30 de dolari. Însă Dumnezeu a pus în noi ceva mult mai de valoare. Ceea ce îmi dă valoare, ceea ce îți dă valoare, nu este biserica. Nu este poziția socială. Nu este avutul material. Ci este Dumnezeu din noi. Slăvit să fie Dumnezeu. De aceea, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, tu ești un om de valoare. Știți, cel mai important, cum au fost numiți toți oamenii Vechiului Testament? Profeții, oamenii lui Dumnezeu, cum au fost numiți? Nu li s-au dat titluri. Cel mai mare lucru ca să spună cineva, și asta mă bucură când cineva spune despre mine, este omul lui Dumnezeu. Ilie a fost omul lui Dumnezeu. Elisei a fost omul lui Dumnezeu. Toți aceștia din Vechiul Testament, conaționalii, con lor, așa i-au numit. Omul lui Dumnezeu. N-au fost numiți președinți, vicepreședinți și așa mai departe, titluri mari. Dar lucru cel mai important este să fii omul lui Dumnezeu. Asta îți dă valoare. Asta îmi dă valoare, nu talentul. Nu, nici reputația măcar, ci caracterul om al lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, iată ce spune Apostolul Pavel, când vorbește despre plinătatea aceasta lui Dumnezeu în noi, adică eu și tu, fiecare din noi, purtăm în noi un templu al lui Dumnezeu, suntem valoroși că Dumnezeu e în noi. Iată ce spune el, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni comoara aceasta, dumnezeirea aceasta, o purtăm în noi în vasele astea. Auzi că omul e un vas, un pahar, dar e de lut. Și se poate sparge. Dar valoarea care o purtăm este extraordinară. Am primit o valoare în momentul în care, cum spune Apostolul Petru în 1 Petru 1, 18-19, dacă vreți să spuneți, și spune apostolul, știi de ce sunteți valoroși, frați și surori? 1 Petru 1, 18, 19. Sunteți valoroși pentru că, uite ce spune acolo, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moștenisereți de la părinții voștri. Auzi? Atenție aici! Eu nu-mi las calea strămoșească. Nu-mi las credința strămoșească. Da, no, religia. Dar auziți ce moștenim de la părinții noștri. Ci cu sângele scump al lui Hristos. Mielul fără cusur și fără prihană. Suntem scumpi? Poate că lumea nu dă doi bani pe noi. Suntem fără valoare în fața lumii. Dar să știți că suntem de o valoare inestimabilă în fața lui Dumnezeu. În al doilea rând, paharul Domnului este diferit de alte pahare, pentru că în timp ce paharele, alte pahare, conțin lucruri firești, paharul Domnului conține lucruri duhovnicești. Auzi ce conține paharul, ce spune Domnul Iisus? Căci cine bea din paharul acesta, ce are? Viață. Cine nu bea din acest pahar și nu mănâncă din acest trup al meu, nu are? Iată că paharul acesta conține lucruri duhovnicești, lucruri de o importanță majoră. Când eu mă împărtășesc, de fapt, îmi alimentez sufletul care trăiește prin aceasta. Și îmi dă viață. S-a întâlnit Iisus cu o samaritiancă, Întâlnirea a fost la o fântână numită Fântâna lui Iacov. Foarte rar sau niciodată nu se întâlneau samaritenii cu evrei. Au existat dispute și certuri de la Fântâna lui Iacov. Până la urmă au biruit samaritenii. Și acum Iisus, ostenit sau obosit de călătorie, stătea și se odihnea la Fântâna lui Iacov. Și a venit o femeie să scoată apă, era samariteancă. Dăm să biau, i-a zis Iisus. Șocată femeia. Cum tu, iudeu, cer de la mine femeie că să bei? Tu nu știi că nu există nicio legătură între samariteni și iudei? Tu încalci aceste reguli străin? Cine ești? Femeie, dacă ai fi știut cine îți cere, tu singură i ai fi, i-ai fi cerut. Și el ți-ar fi dat o altă apă. Ți-ar fi oferit un alt pahar, cu un alt conținut. Doamne, a zis femeia. Nu înțeleg. Dă-mi această apă, pentru că Isus îi spunea, apa aceasta care o vei bea și care ți o dau eu se transformă și în viac nu-ți va mai fi sete. În tine chiar într-un izvor. Doamne, dă-mi această apă, a zis femeia. Ca în viac să nu mai fie sete. Și de aici începe Isus chiar îi oferă această apă. Prima dată arătându-i trecutul ei. Du-te cheamă l pe bărbatul tău. N-am bărbat. Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci ai avut. Și cel pe care l ai acum nu ți este bărbat. Oh, șocată femeia, dar de unde știi? Ai fost tu vreodată prin Samaria? Ai auzit? De unde știi tu? Nu ne-am întâlnit niciodată. De unde știi tu exact că am avut cinci bărbați? Și cel cu care stau acum stau în concubinaj. De unde știi? Și a început Domnul Isus să-i spună, de fapt, ce-i oferea Isus. Paharul cu apa vieții. Schimbă-ți viața murdară și îți voi da o altă viață. Paharul acesta lui Isus conține viață. Este diferit de celelalte pahare. În timp ce paharele lumii îți îngreunează sufletul, paharul lui Hristos îți ușurează sufletul. În al treilea rând, paharul acesta conține garanția promisiunii lui Hristos. Auziți ce spune în Matei 26 cu 29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până când? Până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. A promis Domnul Iisus Hristos că îl va bea cu ucenicii și cu noi în împărăția lui Dumnezeu. Credem lucrul acesta. Dragii mei, toate promisiunile care Dumnezeu le-a făcut în Vechiul Testament, privind Noul Testament, toate s-au împlinit. Nu există una care să nu se împlinească. Toate promisiunile care le face Isus în Noul Testament, uneori s unele s-au împlinit, altele sunt convins că se vor împlini. A promis Isus că va reveni, Matei 26 cu 29. Cred că va reveni. A promis că va exista o înviere a morților. 1 Tesalonicen, capitolul 4. Că vor exista, de fapt, două momente de învieri. Prima învierea credincioșilor și apoi peste o mie de ani învierea celor necredincioși. Și cred că se va întâmpla. A promis Iisus că ne vom revedea, Ioan 14. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Cred că se va împlini. A promis că vom împărăți cu El în Ioan tot capitolul 14. Și cred că lucrul acesta se va întâmpla. Pentru că El a promis înainte să moară că va învia și a înviat. A promis că se va arăta ucenicilor și s-a arătat. Amin. A promis că le va trimite o putere din cer și a venit putere peste ei în ziua cinzecimii. Tot ce promite Hristos, El face. La lui. De aceea, cred că în această cină a Domnului, o sărbătoresc, cred în promisiunile Domnului. Acest pahar al Domnului conține promisiuni pe care Domnul le va împlini. Și în al patrulea rând, nu oricine are permisiunea să bea din paharul Domnului. De aceea spune Pavel: Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Trebuie să faceți voi o diferență, să aveți acel discernământ sfânt pe care să-l aplicați. Adică, uitați-vă aici. Când era Domnul Isus la cină cu ucenicii, Biblia scrie un lucru. La masă era și Iuda. Isus doar i-a dat din pâine lui Iuda. Dar nu i-a dat și din rodul viței. Nu scrie nicăieri în Biblie că Iuda ar fi luat și din rodul viței. Ce scrie următorul lucru în Ioan, capitolul 13, versetul 27? Scrie așa: Când a întins domnul bucățica aceea, cum a dat bucățica lui Iuda? Ce scrie Biblia? Satan a intrat în Iuda. A ieșit afară, fără repede ce ai de făcut. A ieșit și a plecat. Și plecat a fost pentru totdeauna. Cina, Domnul Iisus le-a dat doar ucenicilor, cei care au rămas. Cina Domnului poate să o ia doar cei care și cărora Hristos le oferă această cină și ei, prin ascultare de Hristos, rămân lângă El. Nu-L vând pe Hristos nu fac planurile lor meschine care și le-au făcut, se pocăiesc, pentru că fiecare și-a pus întrebarea. Nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne. Fiecare a pus și-a pus această întrebare. Ce se întâmplă dacă iei cina Domnului și nu ți-o oferă Hristos, ci vrei tu să o iei? Știți, am observat pe oamenii, pe unii oameni care i-am pus sub disciplină, singurul lucru care deranja cel mai tare, de ce nu iau ei cina Domnului? Și chiar avea o problemă cu treaba asta. Uitați-vă că cina Domnului poate să aibă și efecte negative dacă nu este luată în conformitate cu cuvântul Domnului. Ioan 13 cu 27 spune, participând Iuda la cină, Iuda a avut șansa să facă o schimbare. Dacă re... V-ați gândit vreodată dacă Iuda se recunoștea și spunea, Doamne, uite, eu mi-am făcut planul acesta, poate cel rău mi-a pus în inimă să te vând. Oare cum ar fi fost? Dacă el ar fi recunoscut. Pentru că el știa bine ce face, dar pune și el întrebarea, nu cumva sunt eu, Doamne? Ba da tu ești acela. Deși știa bine ce face. 1 Corinteni 11, 29, 30 cel mai trist că sunt consecințe veșnice. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem osândiți, când suntem, cum scrie acolo? Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dar când suntem judecați, știți ce e bun Domnul? Că și de nu te pocăiești azi, poate vine o judecată a lui Dumnezeu câte vreme trăiești, treci prin anumite situații și Dumnezeu are un singur scop, că ne iubește să te curățească, să mă curățească și să ne mântuiască. Slăvit să fie bunul Dumnezeu! De aceea paharul Domnului este foarte diferit de celelalte pahare. Pentru că e valoros din pricina conținutului. Noi nu bem paharul, noi bem conținutul din pahar. Și conținutul este sângele lui Isus. Este diferit de alte pahare pentru că, în timp ce alte pahare conțin lucruri firești, paharul Domnului conține lucruri duhovnicești. Paharul Domnului este diferit pentru că el conține garanția promisiunii lui Isus. Și cred că ce a promis Domnul Isus va face cu siguranță. Și paharul Domnului este diferit pentru că nu oricine are acces sau poate să bea din paharul Domnului. Dacă cineva se atinge, cum spune Pavel în chip nevrennic, există consecințe. Aș vrea Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim. Nu spun lucrul acesta ca să vă descurajez în a vă împărtăși sau ca să ne descurajăm, ci, dragii mei, vreau să facem cu băgare de seamă și cu atenție lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Gingaș. Așa cum spune aici apostolul Pavel, vrem noi să, să întărătăm pe Domnul la gelozie, la mânie? Suntem noi mai tari decât Dumnezeu? Nu suntem mai tari. Aș vrea Dumnezeu să ne cerceteze. Aș vrea să facem și o rugăciune în sensul acesta. Și în rugăciunea aceasta să-i cerem Domnului ca să ne lumineze, cum se spunea aici dimineață și s-a citit, Poate că există lucruri în care cel rău ne poate condamna, ca și pe preot. Însă există unul la dreapta noastră, care poate mijloci pentru noi, care poate să ne schimbe veșmintele dacă spătate și să ne îmbrace în veșminte sfinte. Cine este cel de la dreapta care stă ca să mă apere? Dacă nu, Domnul Iisus Hristos. Aș vrea ca El să ne curățească, să ne sfințească și să ne dea putere să ne apropiem de sângele Domnului, de trupul Domnului. Să ne ferim de paharul dracilor. Să ne ajute Domnul să ne păzim de El. Să nu-L dorim. Ci totdeauna să fim în împărtășire cu paharul Domnului și cu Domnul Isus Hristos. Haideți, ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune împreună. să rugăm pe Domnul ca El să ne sfințească. Această cină, așa cum au fost și altele, să fie diferită. Prezența Domnului să se manifestă în inima ta, în inima mea, în inimile noastre și să se manifeste în biserică. Împreună să ne rugăm lui Dumnezeu.